Începem pe niște ritmuri frumoase, din ce în ce mai preferate pentru români. Nu întâmplător am adus în această seară un DJ cu foarte multă experiență, atât pe zona de clubbing, cât și pe producție. Și poate, fără să greșesc, și cu siguranță nu greșesc, în general nu mă înșel, printre primii care a inițiat acest gen muzical în România, l-a produs mai mult decât l-a mixat. Ulterior și-a dat seama că trebuie să-l și mixeze mai mult decât îl produce. Asta înseamnă că ideile lui sunt egal proporționale cu seriile de mixat. Și nu întâmplător vom întreba în această seară ce mai face domnul Alex Slav, a.k.a. Profesor cu 2DS. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Păi ce faci? Tu nu bătrânci deloc, tu unde ai de gândit? N-ai un pic de rid, așa, n-ai, nu știu ce se întâmplă. Am soție tânără. Bine, asta e ok, dar... Păi, în general, astea-ți văd că vieți mai tinere, dar... Spune-mi puțin, ai început să mergi la medici ceva cu injecții, chestii? Nu, sau... nu, absolut. Eu cred că tot dragostea și pasiunea pentru muzică te ține tânăr. Da, nu sunt fan Și eu nu sunt fan încă până nu apar primele semne. Da. Sper că ești bine. Cum ți s-a terminat anul? La ultima întâlnire a trecut, de la ultima întâlnire a trecut un an și ceva. Da, da, exact. Foarte frumoasă, nu neapărat evoluția, cât eu nu cred că mai e vorba de evoluție la tine, cât de cursivitate și de muncă mai multă. Am văzut că te plimbi, am văzut că ai revenit iar prin zona de cluburi în București, dar până să revenim acolo, spune-mi cum ți-a fost ultimul an din viața ta. Ultimul an a fost foarte ok, cu destul de multe satisfacții profesionale. Am avut și un eveniment mai trist în viața mea. Ok. Cred că știi, că da. Ne-am auzit la un moment la telefon, dar da. În rest tot ok. Adică tot okay. Cu toate astea am reușit să merg înainte cu totul. A fost foarte bine. Și dacă să spunem că ai vrea să ne minți în această seară, nu o să-ți iasă, pentru că rezultatele, cifrele și postările tale din ultimul an sunt cu totul speciale. Abia aștept să povestim un pic despre experiența ta de pe afară, pentru că ai ajuns acolo unde nu mulți oameni ajung, mă refer la DJ, și nu mulți români ajung acolo. Până un alta trebuie să menționez faptul că la începutul săptămânii l-am avut pe Dani Dămenes. Nu întâmplător săptămâna aceasta am așezat doi DJ în această săptămână. Dani Dămenes, care a fost la Antol Dubai și ne-a povestit, găsiți podcastul acolo, știți, pe YouTube, Radio Trenet, povestea. Și am zis să continuăm cu Dani, pentru că cu Alex Lav sau Eche Profesor, pentru că este unul dintre DJ-ii de export care începe să iasă pe afară constant și o face cu foarte multă mândrie și foarte multă, multă pasiune și reușită. Așadar, hai să intrăm direct în pâine și spunem care e povestea cu Mykonos. Păi, înainte de povestea cu Mykonos a fost povestea cu Atena și cu Italia, cu Como. Ok. După care am avut oportunitatea să-mi aleg dintr-un portofoliu de DJ care era deja propus pentru o locație din Mykonos, cu care din ei aș vrea să merg să pun muzică. Deci, incredibil, tu ai avut ocazia să alegi cu cine să mixezi. Exact. Ceea ce mi se pare wow. Da, chiar a fost o chestie super tare, m-am uitat pe line-up și am ales pentru primul event, m-am mers cu Moblec. Ok, n-ai gusturile, doar. Da, așa, la al doilea am fost cu Mojo. Mamă, deci deja. Da, e, oricum, pe el îl știam, ne știam și din România, da. De pe vremurile mai de demult când mai venea pe la noi. Și pentru al treilea event am fost cu Francis Mercier. Ela, așa. Da. Și cu Timati. Păi da, nu că da, o dai numai de grav în grav, mai sus. Da, păi mă rog, așa a fost line-up-ul făcut și eu a trebuit să-mi aleg pe primul. Bine, au fost mai mulți DJ cu care aș fi vrut să merg, dar din păcate programul și evenimentele nu mi-au permis. Știu că poate pare un pic ciudat că am început cu afară și nu cu România, dar ne întoarcem și la România, da. Și la ce lucru frumos se face la Tuia. Păstrăm ideea de Tuia și revenim la Mykonos, la zona de pașaport. Spune-mi puțin, te rog, cum ai ajuns să fii în ipostaza asta, pentru că mulți cu siguranță te vor întreba sau ne vor întreba pe live, cum și Dani a fost întrebat cum a ajuns la Antol Dubai, și cred că ar fi frumos să le povestim, mai ales că totul s-a petrecut organic, că tot ascultăm acest mix de pe Organic, da. Records. Vrei să știi cum am ajuns la Tuia sau... Nu la Tuia, hai să vorbim un pic de Mykonos și de... Ideea e în felul următor, cei de la Tuia au mai multe locații. Da. Și la un moment dat, eu ocupându-mă de parte de muzică la ei, mixuri, playlisturi pentru locația din București, m-au întrebat, nu vrei să mergi și la Mykonos? Și tu ai zis nu. Și le-am zis, bă, da, cum să nu?
Și mi-au arătat line-up-ul ce vor să facă pentru vara 2023. Am fost foarte încântat, aș fi mers cu 90% din DJ-ii pe care i-au adus. Și aici, na, vreau să-l felicit în primul rând pe Timati, că e un tip super ok și are un portofoliu foarte mișto de DJ. Și în Dubai, că uite, tot a fost Dani acolo, se ocupă foarte bine la bilioner, adică are numai artiști foarte buni în portofoliu. E bine, da. Situația. Ți-a fost greu? Primul drum a fost mai dificil, că lucram în fiecare seară și na, am ajuns acolo obosit, vai de capul meu, zborul era dimineața, n-aveam unde să mă cazez, m-am dus direct la plajă, după aia de la plajă, hai să mâncăm, după care ne-am dus direct la locație. Ai, București, știi cum e, cât e soare și drum lung. Cât de greu ți-a fost, acum serios vorbind, cât de greu ți-a fost să implementezi mentalitatea și strategia ta și viziunea asupra unui mix într-o țară care este consumătoare de foarte mulți ani de acest gen? Eu cochetez de foarte mult timp cu genul ăsta de muzică. Tu știi bine că de prin 2020-2021 am început cu chestia asta. Sincer, aici nu găseam încă locul unde să pot să exprim această muzică. În schimb, acolo, na, acolo e... jocurile-s deja făcute. Yes, yes. Cum zic francezii, le jeu s'en ferie en va plus, adică jocurile-s făcute, nu mai merge nimic. Și pentru primul event unde am fost cu Mo Black, îți dai seama că am pregătit un set care să fie undeva și în tema lui, adică ca să mergem pe același drum. Da. Deci n-ai făcut pe nebunul acolo. Nu, chiar nu. Că mulți mai au, știi, nu neapărat în mod rău, dar mai au ideea așa să epateze sau să pară, să demonstreze. Nu, am stat în banca mea, adică ideea a fost să fie eventul ce trebuie, nu să deranjăm invitatul și mai ales că eram și foarte dornic să văd ce pune, cum pune, ce se întâmplă. Da, mai ales că este un nume în lumea asta și ai văzut ce release-uri are și ce artiști aduce în portofoliu și îți dai seama că nu mă duceam să-l supăr. Mai rar pentru român, da. Știi că să nu supere. Nu, eu cred că, nu știu, când ajungi la o anumită vârstă și o anumită experiență, nu cred că mai faci greșeli de genul lasă-mă că le arăt eu ce șmecher sunt sau chestii de genul ăsta, știi? Ai surprize, mai sunt și care la anumită vârstă încep să... Da, bine, îți dai seama că și eu am pățit-o, am fost invitat în anumite locații și... Au făcut pe grozavi. Nu neapărat, nu știu dacă au făcut pe grozavi, dar mi se pare ciudat, știi, când mă duc guest undeva la 11 să fie muzica la maxim, BPM-ul 128 și... Mai intră Alex, dacă poți. Nu era vorba de intra, dar l-am întrebat, chiar a fost o fază de asta panie, așa că l-am întrebat pe rezidentul de acolo, zic, dar nu te supăra, de ce pui așa de agresiv? Unde te alerg? Și le zice, păi nu, că la, știi că noi pe la 1-1 jumate terminăm. Și zic, uite, dă BPM în jos, hai să o lăsăm mai moale. Hai să te numi la 3, să intru și pe la 4 jumate i-am zis, uite, dacă vrei poți să mai puști niște muzică acum. Păi na, până la urmă tu erai invitatul. Recomanzi în general experiența de producător muzical în România pe zona aceasta? Nu știu ce să zic. Nu cred că am auzit producții foarte wow în zona asta. Mă rog, în afară de câteva mashup-uri, bootleg-uri, afrobuturi, cam pe acolo. Dar nu știu dacă cineva până acum a reușit să facă ceva gen să iasă... Notabil. Nu. Dar ce crezi că ne lipsește? Sincer, nu cred că suntem noi făcuți pentru muzica asta, să producem muzica asta. Cum am excelat în multe alte genuri muzicale și au ajuns artiști de la noi super, super bine și văzuți bine și producători și artiști, nu știu, pe zona asta nu cred că cineva de la noi încă excelează, sincer. Dar nu știi cum o lovește, dar imediat îi spun. Majoritatea s-au apucat de producție anul trecut când au văzut că a prins trendul ăsta și au zis hai să facem și noi. Să-i dăm foc. Da, exact. Te salută Cristian Lepădatu, îmi place foarte mult cum a zis. Salut Andrei Rizo. Îl salutăm, este și Andrei pe listă, urmează să-l sunăm. Știu că este ocupat cu producția, am discutat cu el ceva acum timp și îmi spunea că este destul de aglomerat, dar cu siguranță reușim să scoatem din casă pentru că îi face plăcere să vină între prieteni. Revenim la zona de producție muzicală organică, floritual,
Există o discuție în, online în ultima vreme cu ceea ce mixează, băieții de la Kanye Music. Și mulți spun că este un afro-organic sau un afro-house. Tu cum ai numi acest fenomen care a explodat efectiv? Eu i-am urmărit pe băieții ăștia de mai mult timp, adică dinainte să fie așa celebri și pe val. Nu știu ce să zic, ei fac niște combinații foarte mișto, adică și afro, și organic, și tech, și bagă... Bă, orice fac, crede-mă. Da, ideea e că și dacă oprezi muzica și ridică un deget în sus, toată lumea țipă, dansează și e fericită. Am înțeles. O singură chestie, așa, nu știu, am văzut că s-a împământenit cumva greșit la noi și toată lumea a preluat-o cumva prost. Faza cu arăbeasca, cu amără diab. Da. Oamenii n-au înțeles un lucru. Băieții aia trei sunt prieteni cu amără diab și omul a venit la câteva spectacole de ale lor. Și, normal, au pus piesa aia pentru el. Adică, da, mi se pare un gest frumos. Cum și eu, nu știu, când eram rezident la club, dacă în seara respectivă venea, nu știu, dau un exemplu, Alexandra Stan, normal, puneam și o piesă de ei. Da. Sau, da. E o semn de sau... recunoștință, da, și respect. La modul ăsta, știi? Adică oamenii, nu știu, am văzut, începuseră cu niște debate-uri de-astea pe net, că mamă, ai văzut ăia, bagă arăbești, că bă, frate, stai un puțin, că nu poți să scoți ceva dintr-un context și să zici că bă, ai văzut ce fac ăia, suntem campion mondial, a scos contextul. Da, din context. Nu știu, în fine. Crede-mă, da. Am trăit-o recent. Anyway, revenind de la lucrurile chiar cu adevărat frumoase și care contează, Mykonos-ul este cu mult peste DJ-ii din România, mă refer la zona de noapte și viața de noapte, de DJing și... Aici sunt două chestii pe care trebuie să le lămurim. Te rog, vorbim că de mulți DJ... nu știu. Da, vorbim odată de DJ-ii locali și de DJ-ii invitați. Ok. Sunt două chestii total diferite. DJ-ii locali nu mi se pare că excelează vreunul așa, adică wow, mamă, ce mișto. Na, invitații sunt invitați până la urmă, știi? Ideea e că mi se pare, ce mi se pare mie ciudat, e importul ăsta care se face în România, adică ei aduc DJ-ii de afară în Mykonos și noi aducem în România DJ-ii de la Mykonos, știi? Păi de ce? Ei, nu știu, că în România lumea are chestia asta cu mama venită la de la Mykonos, știi? Ah, ok, ok, deci... Ai înțeles? Da. Omul lăudat. Da, păi ceva de genul, știi? Păi vinde, marketing. Am văzut că te-ai așezat destul de frumos și sănătos pe online în ultimul an și ceva. Sincer, nu am. Eu nu am pus foarte mult accent pe zona asta, dar am văzut că este necesar. Adică mi-am dat seama că trebuie să faci și chestia asta, că nu se poate doar așa organic și să vină lumea, știi... Asta cu organic durează. E bună, da, dar durează. Da, durează, da, da, da. Durează, nu durează. Trebuie să te mai întrebăm și pe unde ai mai fost în afară de Mykonos. Ultima oară am fost în Doha, în Qatar. Oh, oh. Am fost la un eveniment organizat de cei de la Cafe de Anatolia și am fost alături de un nume mare din lumea asta, a muzicii etno-organice, am fost cu Said Mrad, care e... Da. Number one după mine și un tip foarte, foarte mișto. Am colaborat foarte bine cu el, eu am făcut prima parte de set, el a făcut partea a doua. Am avut și o surpriză acolo că ne-a vizitat un alt DJ care e stabilit acolo. A venit să ne viziteze, să ne susțină, adică, nu știu, foarte mișto. Iar ca și primire, organizare, totul a fost impecabil, adică oamenii sunt la alt nivel. Crezi că România este deficitară pe zona asta de... Sincer, nu știu. Am fost în foarte multe locuri, cu foarte mulți DJ-i din afară. Nu știu dacă noi știm să primim oamenii și să-i apreciem așa cum o fac cei de acolo. Adică, sincer, nu știu, eu m-am simțit... Zic că eram împărat acolo, nu știu. Să știi că mulți dintre artiștii care vin pe la noi, în general, sunt... mulțumiți de ospitalitatea românească, dar știi cum e, diferă fiecare local cu obiceiul lui, fiecare veniment exact. Obiceiul lui. Întrebarea aceasta am adresat-o cam tuturor, ți-o adresez și ție pentru că ai toate vorbele la tine. Spune-mi, te rog, ce lipsește unui DJ român să iasă afară, având în vedere faptul că tu deja ai început să o faci, felicitări, suntem mândri de tine. Ce îi lipsește?
nu știu dacă ne lipsește ceva, cât faptul că suntem un pic văzuți mai altfel în afară. Aici e problema. Ai simțit asta pe pielea ta? Da, da, da. Și multe alte chestii în care n-aș vrea să intru acum. Ok, ok. Discuții de-astea. Adică dacă ești în banca ta și îți vezi de treaba ta, nu prea ești cu noi, știi? Ceva de genul. Ok, ok. Da, și mă rog. Dar, nu știu, cumva românii încă nu mi se pare că sunt văzuți. Adică vine un italian, vine un francez, vine un american. Oh, mamă, ce tare e ăla, știi? Da. Poate ești mult mai talentat, vii cu o selecție mult mai mișto, dar ești român, știi? Aici, aici este probabil reușita ta și suflet când ai reușit și prin Nicola și pe unde ai mai fost. Fiind român și având în ghilimele de rigoare un handicap că ești din România, după ce ți-ai făcut talentul pe românește, ai ridicat steagul. Ideea știi că eu de prima oară de când am pornit la drumul ăsta, adică știi că ți-am spus și în celelalte emisiuni că la un moment dat mi-am dat seama că DJ-ul ăla nu mai ține și că trebuie să merg și în zona de producție și așa. Și am început colaborarea cu Andre Rizzo. Din start am avut o discuție cu el în care am zis, bă, nu trebuie să facem chestii pentru România. Adică nu ne interesează dacă cineva ascultă, n-ascultă în România. Asta e. Noi trebuie să facem ceva pentru afară. Să ne privatizăm. Da, și fix în direcția asta am mers. Mă rog, și când mă uit pe stați, pe Spotify sau pe SoundCloud, cred că ascultătorii din România sunt undeva pe penultimul loc, ultimul loc, ceva de genul. Nu știu dacă îți pare rău sau... Sincer, nici nu mă interesează. Adică nici n-am, te interesează, n-am niciun fel de problemă. Muzica ajunge acolo unde își face efectul, știi? Da, exact. Și, până la urmă... Nu mi-am dorit piața din România, ca să înțelegi, că altfel mă apucam și făceam comerț. Da. Nu, chiar nu mi-am dorit zona asta de... Ai vrut să ieși puțin din... Exact. Ok. Exact. Revenind la Tuia, felicitări și lor. Este mulțumesc. O locație extraordinar de frumoasă, da. Atipică pentru București. Exact. Ca și design și meniu. Am fost acolo odată, nu erai. Și muzică. Și muzică, recunosc, rulau mixurile tale pe fundal. Foarte amabil și cei care servesc. Și în general totul foarte frumos și ca la carte. Aș spune că nu pare din România treaba. Păi nu, pentru că ownerii nu sunt români. Nu sunt români, da. Însă lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Trebuie să ne povestești așa, în stilul tău, ce se întâmplă într-o seară normală de Tuia cu DJ Profesor la butoane? Eu, în general, stilul abordat acolo începem undeva pe organic 110 BPM, cam de acolo plecăm, după care mergem, oricum, chestii vocale, adică, da. Na, totuși e un restaurant, nu poți să faci... Și pentru sâmbătă seară un pic mai main, așa că, na... Cumva pregătim oamenii să meargă și... În alte locuri. În alte locuri. Foarte mulți clienți de acolo chiar ies din Tuia și intră la Nuba, că sunt una lângă cealaltă. Cealaltă. Da, exact. Aici este întrebarea și intriga, de fapt. Ce înseamnă main într-o locație premium, care nu se pretează la zona comercială? Nu punem absolut nimic comercial, cel puțin eu nu pun și nici băieții care au fost invitați. Am avut și, nu știu, cred că am chemat undeva la... 15 DJ până acum acolo. Români sau de afară? Am avut și DJ de afară, doi DJ de afară. Am adus în decembrie l-am adus pe rezidentul de la Biblos, de la Mykonos. Oh, da. Pe Ronnie Iron. Și în ianuarie acum, după deschidere, l-am adus pe Nikos Kaponis. Da. Rezidentul de la Solimar, de la Mykonos. Da. Și chiar au fost super, super mișto băieții. Am fost cu ei, adică i-am și ascultat, am stat cu ei acolo. Ceva să... Ai avut ceva de reproșat, așa? Sincer, la niciunul dintre cei cu care am colaborat acolo n-am avut absolut nimic de reproșat, adică chiar toți... Sigur, românii a fost ok. Nu, foarte ok, foarte ok, da. Asta e bine. Am adus și niște băieți de la Iași, foarte ok și băieți. Putem să dăm nume, la noi este permisibil orice, adică... Da, a fost Mario Mundi și Dabnesc. Da, foarte ok. Da, 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 băieți fain. Foarte ok băieții, da, da, da. Bravo, felicitări și... L-am adus și pe Jun Junior. Salutăm Ion. Tot din gașca de la Iași.
Nu, foarte, foarte ok. Adică n-am nimic de reproșat nimănui din punctul ăsta de vedere. Ne bucurăm. Toată lumea a respectat playlist-ul, a înțeles direcția. Mă rog, cred că m-am făcut destul de bine înțeles acolo. Asta este bine și trebuie să povestim și am înnebunit cu trebuie ăsta, pentru că am atât de multe întrebări și efectiv încerc să le concentrez pe toate, pentru că Alex în această seară ne face cinste cu încă o jumătate de oră în plus. Am zis bine, da, la da, set. Da. Nu putem să-i luăm copilului bucuria și cum e. Păi nu, dar știi cum e. Într-o oră e... prea, da, o să lucrez la treaba aceasta. Anunț și în premieră, Alex va fi unul dintre băieții din interviu. Vom face un podcast măricel. Lucrăm la un proiect. Curând se va întâmpla. Ne vom strânge într-o locație. Lansez această invitație pentru toată suflarea de DJ din România. O să facem niște sondaje și să desemnăm câțiva băieți pe care eu nu-i cunosc sau nu i-am întâlnit sau am avut mari discuții. Cu siguranță va fi Alex, Dani Dămenes și mai lucrăm la alți băieți și alte nume și implicit din alte tabere. Vrem să facem o discuție frumoasă, un debate cu întrebări corecte și cu răspunsuri la fel de corecte și pertinente și revenim încă o dată la Alex să-l mai întrebăm ce s-a mai schimbat din punct de vedere muzical, lăsând zona asta de afro și ritual. Că, na, vorba aia, ai și tu ochi și urechi și vezi și asculți cum ți se pare ce se întâmplă în România în ultimul an din punct de vedere muzical. Așa, în general, nu trebuie să ne ducem pe o zonă sau... Mi se pare că suntem un pic în urmă. Adică, în afară de câțiva DJ care merg pe drumul lor, cum e și Lepa, de exemplu, da, care își vede de drumul lui și nu așa... Drumul lui pe trotinetă. Da, pe trotinetă, cu mașina, cu ce vrea el. Dar e un băiat care își vede de treaba lui. Și, uite, a reușit și cu piesa aia cu Victor, pe care au cântat-o cei de la Caine. Adică, Anteaura. Nu, nu. În fine, și na, nu știu ce să zic. Adică, în afară de câțiva băieți care își văd de drumul lor, restul, nu știu, mi se pare că sunt într-o letargie, așa, adică peste tot e aceeași muzică, la 5 petreceri din oraș, la 4 dintre ele bagă același DJ în deschidere, nu știu. Nu știu, mi se pare ceva așa... Poate că ăla este, știi cum e, trademark-ul lor, să fie... Eu nu cred că 4-5 branduri de petrecere au trademark cu același DJ. Mi se pare... deci tu te referi că același DJ se duce, da, la 3-4 exact, petreceri. Da, 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 da. Păi ce le lipsește? Păi, nu știu, probabil că ei se gândesc că, bă, îl chemăm pe X sau pe Y, că e succesul garantat, dar... Nu știu, întotdeauna văd chestia asta la noi, la români, frica asta de nou. Bă, l-am aduce pe ăla, dar poate nu bagă bine, dar poate nu face bine. Da, ai încercat? Băi, am pățit treaba asta, n-o să, o să-ți povestesc după. După care am ajuns acolo și hai să facem o colaborare pe termen lung. Nu există colaborări pe termen lung, tocmai din frica și din fobia de a nu crea, cum ai spus-o și tu, să fie așa o chestie peste tot. Dar... Da, nu știu, eu cu rezidența am renunțat, adică nu mă mai interesează rezidență pe undeva. Dar la Tuia ești rezident. Da, dar la Tuia e altă situație. Tuia e o locație atipică unde pot să-mi fac treaba fix cum vreau, pun ce vreau, nu mă stresează nimeni, oamenii apreciază. Deci nu ce e fac acolo ca la... Nu, nu există, nu, Alex, nu, mai... Nu există. Avem și noi o masă acolo, Alex. Nu, nu. Vine nu șampania. Așa. Nu, nu, nu. Artifica. Nu, nu, n-ai înțeles, pe mine nu mă deranjează că vine o șampanie sau că e ziua cuiva. Nu despre asta e vorba, nu. E vorba că cel mai mult mă interesează că merg într-un loc să fiu lăsat în pace să-mi fac treaba. Pentru că eu mă consider un profesionist și cred că știu să-mi fac treaba destul de bine. Nu cred că a plecat niciodată lumea când eram în pupitru. Nu cred că da, am închis la 1 noaptea locație. Adică, nu știu, la modul ăsta, știi? Și atunci să pui presiune pe mine așa degeaba nu-și face sensul, știi? Ne facem rău, e toxic. Da. Ce planuri, proiecte ai pe 2024, atât muzical cât și... Păi, planuri muzicale, am deja 3 piese noi nelansate, plus un remix. Am făcut un remix la o piesă care e destul de reprezentativă așa pentru lumea muzicală. Ne puteți spune numele? Sau? Da, Uncle in a State. Așa, aia, n-am vrut să da, spun. Așa, mai lucrez la câteva remixuri acum. Am făcut niște schimbări de soft, în primul rând, adică, mă rog, știi că eu până acum am lucrat cu Andrei Vizu ca producător. Decis că trebuie să trec pe Ableton, că toată lumea e pe Ableton și mi era mult mai ușor
că am început niște colaborări cu niște băieți de afară și... A, și erau cu Ableton și practic... Da, și mi-e mult mai ușor că... Să vorbești pe limba lor. Exact, și am făcut niște cursuri, m-am făcut niște cursuri super mișto cu un tip care e top pe așa ceva. Am întins antenele și... Român? Da, român, da. Hai să-i dăm numele, de ce? Sonic Vibe. Salutăm Sonic Vibe, da, cum să foarte nu? Foarte tare. Da, 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 salutăm, un super băiat. Da, e doxă. Creier. Da, exact. Și mi-a plăcut foarte mult de el, foarte ok, știe să explice, am făcut și teorie muzicală și am luat-o cumva de la zero, așa ca să zic, știi? Ceea ce nu e de rău. Da, și mă rog, nu știu, cred că deja se simte, adică e bine. Cum știi vorba aia? O să am și niște release-uri la niște label-uri de afară, cât de curând, că de-aia am stat un pic așa în... umbră. În, da, normal obișnuisem oamenii cam luna și release-ul. Acum am păi, pus... Am văzut că erai la un moment dat. Da, acum de-aia am avut pauza asta de vreo două luni, așa două luni jumate, pentru că s-am făcut niște schimbări, mi-am făcut un studio. Ai făcut un upgrade. Da, 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 da. Ceea ce da. Se simte și cu siguranță va confirma totul. Da, da. În producții. În rest, zine tu ce mai faci. Știm că avem, ai și un business cu evenimente private. Dai DJ, distrezi lumea, da, dai da, sunet. Da, da. Cum a fost anul 2024? 2023 a 2023, fost... pardon. Din perspectiva anunțelor, botezurilor, că și acolo sunt tot felul de discuții. Nu și... pot să zic că a fost la fel de bun ca 2022. Ok. Dar a fost ok. Adică evenimente mai puține, dar mai de calitate. Adică... Asta și că s-a îndepărtat de pandemie, că na, 2022 era anul apropiat de încetarea acestei... 2021, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun an pentru evenimente. Okay, cel mai bun an. Adică, dacă mă uit pe lista de evenimente, cred că am avut undeva la 314 evenimente în 2021. Wow! Adică... Wow, wow, wow! Ceva... Da. Da, wow! Ce să mai... 2022 a venit la pachet și cu o rezidență și atunci îți dai seama că un pic m-am îndepărtat de zona asta, dar n-am abandonat-o pentru că am băieții mei care merg cu mine, îi trimit pe ei în locul meu. Mă rog, unde a fost cazul să merg eu, am mers eu. Dar 2023 a fost un an în care am făcut un pic de curățenie, ca să zic așa. Adică am ales mai cu grijă evenimentele la care am mers. Ce te-a determinat? Calitatea celorlalți... Știi cum... Ajungi la un moment dat la un nivel la care... Nu știu, eu cel puțin am ajuns la nivelul la care dacă nu-mi place clientul, poți să-l refuz. Adică nu țin musai să mă duc să fac evenimentul. Eu zic că e un standard pentru care tu ai muncit. Da. Și nivelul a venit odată cu anii de muncă și percepție și investiții, pentru că ai investit, slavă Domnului, da. Inclusiv acum când montai, mă uitam, adică ești printre puținii care a investit și nu a preferat doar să se îmbrace sau să lăfăie în vacanțe, da, și alte nu, lucruri. Nu e main goal-ul meu, mers în vacanță, dar mă rog. Da, chiar, vacanțe mai faci și tu te-ai mai dus? Păi m-am și relaxat, am fost și cu familia, am fost în Cipru, am fost în Paris, am fost la Miconos, am fost cu soția. Ce face doamna? E bine? Tot ok? Da, da, stă acasă, se ocupă de copil. Să rămână, să vă trăiască. Am decis că e mai bine să iau o pauză, că nu se mai putea cu zbor. A, e pe hold momentan. Ei, nu, n-ai înțeles. Noi am ajuns în, cel puțin în ultima jumătate de an, când încă lucra, să ne întâlnim numai în garaj. Sau în aeroportul. Eu, tu veneai, a plecat. Eu coboram în garaj și a plecat. Sau invers, știi? Și am zis, bă, nu mai merge așa. Bă, gata. Da, numai, că deja era... Nu-ți frâng aripile, dar gata. Da. Stai și acasă. Dar trag eu destul. Gânduri pentru ascultătorii Radio Trenet. Și dacă am omis ceva, te rog să mă corectez sau să-mi spui nu dacă mi-ar ceva de augat. Nimic, nu. E tot ok. Ce gânduri? Hai să-i dăm drumul la mix. Alex, muzică, îți adresez întrebarea asta celebră și ție a doua oară, să vedem cum vezi treaba cu borcanele, că a devenit foarte... Cu ce? Cu borcanele, cum te-am întrebat și în podcast. În fața, în ediția trecută, în fața ta e trei borcane. Așa. Talent, relații, muncă. Cum le mixezi? Muncă și talent. Relațiile vin după. Adică, nu știu, oricât de multe relații ai avea, la un moment dat nu poți fără talent și fără muncă. Deci se sparge buba la când nu ești. Nu ai cum, adică oricât ar vrea cineva să te împingă, cât să te împingă, că la un moment dat dai pe lângă, știi?
Adică nu e nimic de râs. Băie, da, n-ați dai seama că e o replică rarasă. De-a lungul timpului am întâlnit, așa, am avut situații în care mi s-au impus, de exemplu, anumiți DJ în... Da, și am zis, da, ok, nicio problemă, hai, dă-i drumul la treabă. Și au încercat o dată, de două ori, de trei ori, după care oamenii au zis, bă, da, într-adevăr, nu e ce trebuie. Că munca, da, și talentul... Nu... Am înțeles. Ai mixat interesant și probabil și pe baza tuturor experiențelor și treilor și a situațiilor pe care le-ai întâlnit. Alex Slav, a.k.a. Profesor, dacă nu greșesc, pe toate platformele, Profesor cu 2DS. Da. Cu Radio Vanilla mai colaborezi? Da. Și mai nou mă ocup și... Păi ce bombă se aude, mă, deci da. Ce piese. Păi asta vreau să spun, că uite, o mi se semn chestia cu... Mi-a venit, dau, că mi-a purt, da, o reclamă. Am avut o discuție cu proprietarul Radio Vanilla, cu George, și la un moment dat i-am zis, bă, hai să pornim un canal de afro. Bine și tu. Da, păi e în trend, toată lumea cere și tu nu ai. Și e păcat să nu-l facem. Și mi-a zis, bă, vrei să te ocup, că eu n-am chef. Și am zis, da, nu, cum să nu. De fapt, trebuia să spui, bă, vrei să mă ocup eu, să fac un canal de afro. Da, și, da, nu, a fost o chestie, adică eu l-am întrebat, nu cu intenția, bă, dă-mi-l mie, mă ocup eu sau ceva la... Bă, că n-ai avea chestii de făcut. Nu, și omul una, mi-a zis, bă, pai, uite, hai să vedem ce playlist-uri vrei să faci, ce așa. I-am făcut și a fost super încântat. Deja canalul a crescut foarte mult, ca și număr de accesări și de ascultători. Și de luna viitoare voi fi și brand ambasador Vanilla Radio în România. O să avem niște promocoduri cu Profesor. Da. Băi, îmi plac veștile frumoase. Da, da. Felicitări pentru tot ce mulțumesc. Faci. Mulțumesc. Eu sunt unul dintre foarte mult. Băieții care te-au susținut întotdeauna. Poate nu mereu am fost de acord cu anumite puncte de vedere pe care tu ți le-ai exprimat, dar asta nu înseamnă că era, nu te-ai respectat. Era chiar aiurea să fii de acord cu mine în orice. Dar prefer uneori să dau un telefon și să te întreb, bă, ești ok, hai să dezbatem subiectul, că e mult mai fun. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Îi mulțumesc, Doamne, că te-a lăsat să pleci de acasă, că știu că timpul săptămânii e o problemă la voi și o înțeleg perfect. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci și îți mulțumim pentru muzica frumoasă și gândurile mișto pe care ni le dai și vibe-urile. De asemenea, am uitat să te întreb unde te mai găsim, dacă ai ceva confirmat, show-uri, gig-uri, 1, 2, păi, la Tuia când te găsim? Momentan la Tuia sunt joia și câteodată sâmbăta. Ok, ok. În rest mai merg pe la Isoleta. Da. Vinerea, sâmbăta mai am evenimente, acum chiar două săptămâni la rând o să am acolo. Și mă pregătesc de vară, de Mykonos din nou. Mykonos, Mykonos, felicitări și abia așteptăm, da, să ne... Și o să vină la pachet și cu Milano de data asta. Oh, ciao tutti. Ce faci acolo? Se deschide încă o locație, Tuia, în Milano, unde va fi și restaurant și club. O să fie și un private club și acolo... Da, prin zona aia se cam poartă treaba asta. Exact. Am fost și eu la Armani Privé, dacă cam... Cu mulți ani am mixat, o experiență frumoasă. Și atunci am înțeles, vorbim așa, știi, off the record, am înțeles ce diferență este între viața de noapte privată, pentru că nu mulți cunosc conceptul, de România și ce se întâmplă acolo, într-adevăr. Un singur lucru am învățat de la italieni, să mă uit la oameni și să zâmbesc, indiferent dacă e lume sau nu. Da, ei, oricum, italienii sunt foarte primitori cu noi românii. Ristretto și, da, și dai să bem, dă-i. Mulțumim frumos, găsim podcastul mâine, mixul urmează imediat, îi mulțumim că ne-a făcut cadou încă 30 de minute. De asemenea, ca să închidem orice discuție, lansez oricine vrea și... dorește să vorbească și să mixeze, îl primim cu mare drag la Mix Department. Nu avem partipriuri, nu avem gânduri, dușmănii, ba din contră, vrem ca toată lumea să vină la radio, să povestească și să mixeze, pentru că eu cred că e loc pentru toată lumea, așa cum spunea și Alex, veneau o grămadă de DJ la mine, că eram la Nuba, că eram la în alte locații, deci era loc pentru toată lumea, conta doar cine rămâne, pentru că își făcea treaba. Cred că în ultimii 2 ani, cred că am primit vreo 20 de DJ pe lângă mine. Am vrut să-ți arun la final, așa, Da. M-am văzut că chiar n-am refuzat pe nimeni, serios. Deci chiar m-am deschis ușa pentru toată lumea, m-am purtat, cred că, mai mult decât ok cu toată lumea. Băi, nu cred că are cineva ceva să-mi reproșeze. Și dacă nu are cineva, se va găsi, știi cum? Da, nu știu. Gata, vorbă multă, sărăcia muzicii imediat. Alex Love, a.k.a. Profesor in the Mix.